Claudiu Buciu este foarte aproape de o candidatură din partea PNL pentru funcția de primar al municipiului Lugoj. Deși a făcut anunțul că va candida independent, lucrurile în filiala Timiș s-au schimbat prin înlocuirea lui Alin Nica de la conducerea ei, astfel că este doar o chestiune de formalitate până când Buciu va fi anunțat oficial de liberali drept candidat. Astăzi lucrurile s-au schimbat, tot ce a făcut domnul Nica cu privire la Lugoj va fi anulat și bineînțeles că îmi doresc să candidez din partea PNL și voi obține candidatura din partea PNL pentru primăria municipiului Lugoj. Va fi făcută oficial? Da, vineri avem o ședință a Comitetului Director Județean, în cadrul filialei noastre, unde se vor valida toate candidaturile la primăriile și consiliile locale din județul Timiș, din partea PNL și a Alianței, acolo unde este cazul. La Lugoj noi am optat pentru a merge separat de colegii de la PSD. Vom susține, în schimb, candidatul Alianței, pe domnul Simonis, la președinția Consiliului Județean. Buciu a vorbit și despre modul în care a tratat Alin Nica, fostul președinte PNL Timiș, organizația PNL Lugoj. Ne-a tratat în mod necorespunzător, ca să spun așa, ne-a desființat conducerea politică a organizației. Noi nu am protestat așa cum, spre exemplu, a protestat dânsul acum când a fost schimbat din funcția politică pe care o deținea în cadrul filialei PNL Timiș. Noi am mers mai departe, ne-am văzut de treabă în administrație. A venit și un moment adevărului în care toată lumea și-a dat seama că Nica este nociv pentru județul Timiș și în special pentru Lugoj și a fost schimbat din funcția politică de către conducerea națională a PNL. Claudiu Buciu a declarat că a avut discuții cu reprezentanții PNL, trebuie doar oficializate printr-o decizie a forurilor statutare.